puțin, mă. Eu zic să-i cazăm undeva pe la central, zic. Dacă nu l-am primit, eu nu pot să... Nicoleta, ce-i cu bugetul de la SGU? Da? La SGU bugetul. Gata, înseamnă că da. Gata, dar nu au primit domnul consilier, să se supărați pe tine. Vorbește cu Alin. Alin, ce sunteți? Cei 24 de contabili care sunt, crezi că poate să miște cineva în coagine de a-și nou bugetul? Sau nu vrea să-l schimbă și nu au voie să iasă pe interferi și uite aia camera cu nouă. Deci, doamna consilier, am o rugăminte, interesați-vă, vedeți că informația mea asta este. Că doamna Lica a reușit să aducă o olimpiadă internațională de informatică sau de matematică aici în septembrie. Și pentru chestia asta chiar cred că... Chiar o să rog și cu așa local. Dragi, uite, fii atent aici, că să faci o asociere, dar nu ți-ai dat seama. Ia mai vede. Și care există acum la urmă și, George, voi decideți dacă... Acolo tu spui de mână. Privind modificarea articolului 4 al hotărârii numărul 89 din 26.05.2021 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind modificarea anexelor la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Casa de Culturile Caraciale, respectiv Spitalul de Pediatrie Ploiești, și proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, revizia 1 la 10 servicii de gospodărire urbană Ploiești, 1 la
raport ordinea de zi suplimentară. Doamna președinte, dacă permite. Da. Material. E 2021. Deci este, dacă doriți, o informare pe care o fac. Legată de o întâlnire pe care am avut-o, eu spun că o chestiune foarte importantă, cea a mărcilor, sau legată de o discuție de proiectul pe mărci. Și, bun, mi s-a solicitat să fiu inițiator, pot fi inițiator, dar pe lângă mine, deci în primul rând vreau să fiu trecut și eu inițiator, și în al doilea rând pe lângă mine aș vrea să știu și foarte clar care este poziția, pentru că eu am întrebat anterior, sunt niște discuții, au fost niște discuții, nu știu ce măsură s-au încheiat cu o concluzie, avem diverse documente care sunt depuse de către cei care dețin CIS-ul în momentul ăsta. Atunci vreau să-mi fac foarte clară poziția, și anume că în două variante, fie acum discutăm despre retragerea proiectului formea de zi, fie se discută proiectul și se discută cu orice fel de consecință administrativă, în speță fie se discută să decide ceva, fie se discută să prorogă. Doar vreau să știu foarte clar și să înțelegeți că ceea ce se decide împreună cu domnii consilieri locali care sunt inițiatori în acel proiect de hotărâre, aia voi face și eu. Am spus-o în spațiu informal, și o spun și acum, este o chestiune delicată, un lucru de suflet pentru mine la care țin și pe care îl voi susține prin prerogativele pe care le am, că ceea ce se decide să facă, aia se întâmplă. Asta este poziția mea, urmă să apreciați. Mulțumesc. Am dat citire listei suplimentare, supun la votul lista suplimentară. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate în lista suplimentară a fost aprobată. Trecem la votul pe lista completă. E vreo discuție pe ea referitor la acest punct invocat de domnul primar? Dacă nu, supun la vot lista în integralitatea ei. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2021. Discuții. Domnul Falaș. Mulțumesc, doamna președinte. Vă rog să-mi acceptați să aduc 3 amendamente la capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, la titlul 20 bunuri și servicii, prevederea rămâne nemodificată, influența de 100.000 de lei fiind la titlul 71 active nefinanciare, conform listei obiectivelor de investiții, în vederea finanțării obiectivului servicii de comunicare cu cetățenii municipiului Ploiești, City AVE. Practic aici, inițial, înțelesem că era la bunuri servicii și a trecut suma respectivă la investiții. La capitolul 54.02, alte servicii publice generare, la titlul 50, fondul de rezervă, se diminuează prevederea bugetară cu suma de 60.000 de lei ca să putem să alimentăm disponibilul pentru SGU, capitolul 70.02, locuințe, servicii și dezvoltare publică, se majorează prevederea bugetară la titlul 20, bunuri și servicii, cu suma de 60.000 de lei, conform proiectului de hotărâre, ce urmează să fie luată în discuție tot în această ședință. Acestea sunt amendamentele pe care vi le propun. Supun la vot amendamentul domnului Paș. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Amendamentul a trecut. Mai sunt discuții. Supun la vot proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate acest proiect a trecut.
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Producere, Transport, Distribuție și Furnizare de Energie Termică în Sistemul Centralizat Termoprahova. Discuții? Domnul primar? Vreau să informez Consiliul Local, este lucru care la un moment s-a discutat într-o modalitate informală, o discuție pe care am avut-o cu președintele Consiliului Județean. În rest, noi nu am primit niciun fel de, să spunem, draft de statut, dar am constatat cu toții că acest statut, această asociere a fost adoptată de către Consiliul Județean. Fac foarte clar amendamentul că nu cred că este o chestie greșită, ba din contră, cred că este o chestiune bună. Foarte clar vă spun că mi-este tare teamă și încă din ianuarie administrația pe care o conduc, pe lângă faptul că a supus atenție noastră diverse studii și strategii privind încălzirea în următorii ani, privind ceea ce înseamnă transportul, distribuție și restul în următorii ani în Ploiești, mi-am exprimat prin diverse solicitări sau prin diverse atenționări îngrijorarea către Consiliul Județean, pentru că eu cred că mai sunt 11 luni de zile. 11 luni de zile, amintindu-vă că pe 1 mai 2022 contractul cu Veolia Energie ajunge la maturitate și că trebuie să avem un operator care ar fi el în baza unei proceduri de achiziții. Acum, există o strategie pe care Consiliul Județean cumva ne-o sugerează, poate nu neapărat într-un mod elegant, dar repet, pe mine mă interesează finalitatea, așa numai că este ok să facem acest ADI, este și motivul pentru care sunt inițiator și supun în dezbaterea noastră lucrul ăsta. Au fost niște modificări față de modul sau față de formula prin care a fost adoptată hotărârea de Consiliul Județean, pe care eu vi le supun atenție noastră deja și vă solicit să, dacă decide să se adopte hotărârea în această formulă, explicațiile pe toate tematica astea au fost, pe tot ce înseamnă lucrurile astea au fost purtate între secretarul OAT-ului, deci între doamna secretar și cei de la Consiliul Județean, care și ei au fost de acord și informația noastră în momentul ăsta este că și deși vor modifica în sensul în care noi aprobăm, dacă aprobăm hotărârea astăzi, tot ce înseamnă conținutul, o să rog aici și secretarul unității să explice foarte clar de ce a fost nevoie de acele modificări. Dar mi s-a părut normal să vă explic că nu suntem noi cei care ne opunem sau încercăm să punem bețe în rate. Ba din contră, mi se pare că cei care suntem cei care sunt primii responsabili de furnizarea de energie termică în Ploiești, deci direct interesați de rapiditatea care se efectuează anumite proceduri, repet, cu o finalitate simplă și anume că pe 1 mai 2022 trebuie să furnizăm ploieștenilor energie termică. Strategiile sunt conduse de Consiliul Județean, în chipul că atât dumneavoastră, sigur, cât și presa ați citit ce înseamnă acest ADI. Îl susținem instantaneu cu ajutorul celor de la Direcția Economică și, evident, celor de la Comisia 1 am prevăzut banii necesari ca să nu avem niciun fel de întârziere. Pentru că o spun clar și răspicat și public, mi-e tare teamă de termenul scurt. Și nu-mi permit luxul niciodată, nici legat de mine sau de acest Consiliu Local, să se spună că s-a întârziat în vreun fel vreo procedură sau furnizare de energie termică, pentru că Ploiești nu și-a făcut treaba la timp. Asta este ce am vrut să vă spun și o să vă rog să-mi permiteți ca modificările care au survenit să fie prezentate de doamna secretar. Mulțumesc! Modificările pe care le-am făcut, care sunt în statut, nu sunt modificări de fond, sunt modificări mai mult de formă. În primul rând, la articolul 1 s-a omis a se trece, vă rog frumos, la hotărâre din articolul 1. Prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești.
Este o prevedere în hotărârea 1155 din 2008, prin care se aprobă statutul cadru al ADI-urilor. S-a păstrat această formă, municipiul prin Consiliul Local, deși noi am avut niște discuții asupra modului în care s-a formulat, dar până la urmă am respectat prevederile hotărârii 855. În al doilea rând, la alineatul 3, am trecut împuternicirea domnului primar să semneze statutul, întrucât la statut în articolul 1, vă rog frumos, la statut articolul 1. Deci, nu știu dacă aveți materialele. Le avem sau nu le avem acolo? Citeți-le dumneavoastră și le avem după portofoliul. Da. Deci, la statut, în articolul 1, sună în felul următor. La punctul 1. Județul Prahova prin Consiliul Județean, cu sediu în municipiu în Ploiești, Bulevardul Republicii numărul, reprezentat de domnul președinte Iulian Dumitrescu, legal împuternicit în acest scop prin hotărârea Consiliului Județean Prahova, numărul din data de. La punctul 2, deci reprezentat de domnul, așa, legal împuternicit în acest scop prin hotărârea Consiliului Județean Prahova, numărul. Lăsăm loc din data de și la articolul 2, reprezentat de domnul Andrei. Ce a spus cu roșu? Așa mă cheamă. Nu a scris că a pierdut un prenume. Județul. Așa, prin hotărârea Consiliului Local. Am găsit de cuvință să trecem și în articolul, în conținutul hotărârii, împuternicirea domnului primar să semneze acest statut. Având în vedere prevederea care ne-a fost comunicată de către Consiliul Județean. Deci aceasta este forma care ne-a fost comunicată de Consiliul Județean. Noi am avut o discuție referitor la faptul că în cuprinsul hotărârii dumnealor nu era împuternicit domnul președinte să semneze. Și eu considerat că această hotărâre a dumnealor înseamnă și o împuternicire. Noi am simțit nevoia să spunem în mod expres în această hotărâre că se împuternicește domnul primar să semneze statutul. După aceea mai avem o altă modificare cu privire la numărul de membri. Da, rămâne statut. Ce am făcut cu roșu, rămâne statut. Nu, acum. Cum aduc? Îmi invoci statutul sau când se trebuie? Nu ne statut. Mergem în continuare la statut. Articolul 14. Articolul 14. Da. Am convenit cu colegii de la Consiliul Județean și într-adevăr au spus și ei că a fost o eroare din partea lor. S-a stabilit în mod expres 3 membri de la Consiliul Județean și 2 membri de la noi. Era inițial minim sau până la peste un număr de, nu mai știu să vă spun în mod, nu mai am statutul vechi. În orice caz, ideea era să stabilim la minim 3 membri. La 3 membri la Consiliul Județean și 2 membri la municipiul Ploiești. Era undeva statut cel puțin 3 membri la Consiliu și cel puțin 2 membri la noi. Au fost și dumnealor de acord cu această modificare. Mai jos am completat al municipiului Ploiești la Consiliul Local. Mă rog, la noi vor fi 2 reprezentanți din partea Consiliului Local. Deci, cei din Consiliul Județean, membrii
aceia trei. Consiliul local e foarte clar, nu este importantă și e problema acolo. Consiliul județean sau uite de-aia vreau Sunt deja trecuți în statut. Sunt deja trecuți în statut și au fost votat. Ah, ok. Consiliul județean. Consiliul județean cu hotărârea prin care, da, da, s-a votat asocierea, sigur că da. Și cu domnul președinte. Domnul președinte, da, și cei trei membri. Și la noi, domnul primar și cu cei doi domn consilieri care vor fi nominalizați. Și aici să-i nominalizăm. Da, în rest atât este, am mai fost un L, un I, un, mă rog, greșeli de ortografie. Cam acestea au fost modificările pe care le-am făcut. Ne pare foarte rău că a fost foarte scurt și am comunicat cu colegii de la Consiliu, dar mai pe parcurs sau mai multor zile. Ajungem la cele două propuneri. Domnul Simionescu. Propunerea mea este ca cel de viceprimar să facă parte din această ADI. Scuzați. Meni online. Propunerea mea este ca cel de viceprimar să facă parte din ADI. Mulțumesc. Domnul Lemeș. Doresc să iau cuvântul. Cont la hotărârea asta. Putem trece de propuneri, să supunem la vot, aveți o altă propunere și vă dau cuvântul imediat după procedura aceasta. Vă dau cuvântul imediat după procedura. Mai sunt alte propuneri? Vă propun vot deschis, deoarece avem două locuri și două nominalizări. Cine este pentru vot deschis de persoane? Mai întâi vot deschis. Dacă se acceptă vot deschis la acest. Da, ok. Sunteți de acord cu votul deschis? Vot pune la vot votul deschis? Vă rog. Cine este pentru vot deschis? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vom supune la vot votul deschis. Domnul Nemeș. Da, îmi cer scuze, nu m-am văzut. 18 pentru și o abținere. 18 voturi pentru, o abținere, domnul Lemeș. Supunem la vot nominalizarea domnilor viceprimari. Rugămintea mea este și fac propunerea să puneți pe fiecare în parte, pentru că vreau să-mi exprim un vot diferențiat pe cele două persoane. Mulțumesc. Acceptăm acest lucru. Vot deschis pentru primul candidat. Domnul Nicodim. Domnul Daniel Nicodim. Nu să stineți. Haideți, domnul Nicodim, că-i strâns. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 18 voturi pentru, domnul Nemeș abținere. Vot deschis pentru doamna viceprimar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Domnul Gotez împotrivă. Se abține cineva? Domnul Nemeș. 17 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă și doamna viceprimar a fost votată. Înainte de a supune la vot, domnul Nemeș a solicitat. Vreți să mai interveniți pe acest proiect? Vă rog. Da, îmi pregătisem un material pe care doream să-l citesc pentru a fi mai concis, pentru că acest subiect ar necesita mai multe discuții și ar fi necesitat mai multe discuții înainte să ajungă în plen această hotărâre. Așa cum a spus și domnul primar, este destul de îngrijorat de faptul că în scurt timp, contractul de concesiune a gestiunii serviciului public o să înceteze pe 15 mai 2022 și atunci, sau în momentul acela, cineva va trebui să preia această gestiune. Ce trebuie să mai știm noi, că tot în anul viitor, intervine o altă problemă majoră.
creșterea costurilor energiei furnizate datorită faptului că cel care este gestionarul serviciului va trebui să plătească așa zisele certificate verzi, care pot duce la o creștere destul de mare sau substanțială a prețului energiei. Ce pot să vă spun, că până pe 31.12.2022 a existat o derogare inclusă în Planul Național de Tranziție, prin care CET-ul Brazi era scutit să plătească aceste certificate verzi. Lucru care nu se va mai întâmpla începând cu 31.12.2022. Toate costurile vor intra în costul energiei tehnice furnizate, în tarif. Ce mai intervine anul viitor prin legea 196/2016, care intră în vigoare la 1 aprilie 2022, va fi interzisă subvenționarea energiei termice și va fi altă procedură de subvenționare prin venitul minim de incluziune. Adică doar cei care vor fi considerați că se află sub un prag de sărăcie vor primi un ajutor din partea statului prin Consiliul Local sau prin alte metode sau prin alte surse, vor primi o subvenție. Ceilalți care în momentul de față plătesc energia subvenționată vor plăti energia la prețul de producție de anul viitor. Deci asta va fi la 1 aprilie. Mai departe, pot spune că prin hotărârile de Consiliu aprobate de actualizarea studiului privind modalitățile optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producție, transport, distribuție, la capitolul 7, document pe care noi l-am aprobat, la capitolul 7 spune în felul următor. Așa cum reiese din analiza de risc și analiza multicriterială, opțiunea preferată este contractul de concesiune. Această opțiune prezintă două avantaje, etc. Lucru pe care îl puteți lectura în document. Deci ce este cel mai important este să se dea drumul la o licitație pentru concesionarea acestui serviciu public. Această hotărâre nu văd la ce ar putea să folosească, în afară de faptul că găsim de lucru la niște oameni. Pot să vă spun că impactul va fi major. Anul viitor, în 2022, iar și în 2023 și mai mult, pentru că va fi chiar luat în piept de populația orașului, impactul va fi major datorită prețului foarte mare. Deci va crește prețul atât de mult încât foarte mulți oameni vor opri căldura în casă pentru că nu vor avea posibilitatea să o plătească. Iar noi trebuie să preîntâmpinăm lucrul ăsta alegând concesionarul și stabilind împreună cu el pașii pe care îi vom face atât pentru modernizarea instalațiilor, cât și pentru reducerea costului gigacaloriei. Mai mult decât atât, lecturăm puțin documentul ăsta. Am văzut la articolul 16.3 atribuțiunile AGA cu privire la activitatea proprie. Și la litera H spunea că are în atribuțiuni modificarea actului constitutiv și a statutului asociației. Lucru care pe mine mă surprinde. Adică noi aprobăm astăzi ceva, iar a doua zi, când intră în funcțiune noua structură, poate să modifice, să facă orice altceva. Mie mi se pare ciudat. Pentru motivul ăsta și pentru altele, dar nu vreau să le detaliez acum, eu mă voi abține la vot. Vă mulțumesc, domnul primar. Domnul Fasulier, eu vă știu una foarte practică, așa. Tot ce le-a spus este corect. Întrebarea mea este cu ce puteți preîntâmpina. Să vorbiți despre prevederi legale care nu pot fi preîntâmpinate în creierea sau a unui ADI sau nu. 1. 2. Atâta vreme cât sunt în viață și în funcția asta, în mod sigur, o eventuală modificare
a statutului, pentru că și eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de ultima discuție sau ultima observație pe care ați făcut-o. Orice fel de modificare nu va fi stabilită de cei din AGA decât după ce va fi supus atenției Consiliului Local. În acest sens, cred că am făcut proba, fiind singurul municipiu care i s-a solicitat să împuternicim Comitetul Director al ANDI-ului pe deșeuri și care, dacă nu a avut hotărâre de Consiliul Local, nu s-a manifestat în niciun fel, pentru că așa cum am stabilit și ne-am sfătuit că aici cu toții suntem în zona asta și cu maestru George Botez, modificarea unui statut se poate face numai cu o hotărâre de Consiliul în spate care trebuie modificat. Dar și eu manifest aceleași griji ca și noastră. Vrem, nu vrem însă, de vreo 3 ani de zile se discută despre cei de la Blaz care știți că nu prea ține de Consiliul Local, ba dă-n contră. Vrem, nu vrem, noi trebuie să fim într-o zonă în care mai repede să forțăm în orice fel de mod, evident legal, să dăm drumul la această procedură de achiziție. Adică teama mea este că timpul este foarte scurt, pentru că am transmis acest mesaj înăuntru Consiliului Județean și pentru că în momentul ăsta, tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, instalația generală, adică CET-ul, rețeaua primară, rețeaua secundară și tot ce doriți dumneavoastră, sunt în cele două proprietăți, deci trebuie să mergem acolo. Despre ceea ce dumneavoastră a sesizat, împărtășesc 1500% ce spuneți, însă nu prea știu cum am putea noi să modificăm o lege care intră în vigoare, să nu știm că s-ar putea ca din 2022, în sezon de anul 2022-2023, să nu mai putem acorda subvenție, pentru că nu se mai creează posibilitatea legală. Și iar foarte corect față de noastră și față de proiecteni, pentru că niciodată n-am vorbit altfel, presupun că mâine facem cea mai modernă sau găsim cea mai modernă soluție și eficientă la nivelul producției, de așa manieră încât prețul de producție să scadă foarte mult și să fie suportabil de populație, grija mea, îngrijorarea mea este că cel puțin o astfel de instalație sau că cel puțin 2 sau 3 ani de zile până se pune în funcțiune astfel de instalație va trebui să găsim o formulă. Ați văzut că n-am întârziat nicio secundă în a pune în fața Consiliului Local orice fel de formulă găsită de specialiști, că sunt firme care au fost contractate în mandatul anterior și care ne-au dat diverse studii, studiuțe, studișoare, pe care le-am supus atenție. Eu o să vă rog să reconsiderați poziția noastră, pentru că ce spuneți este corect, dar mă îndoiesc că ține de Consiliul Local să modifice sau să poată amâna aplicarea unei norme legale în speța unei legi și mă refer în special la faptul că nu se mai poate acorda subvenții. Cât despre investiție, nu știu, poate am o idee greșită, o să vă rog să mă contraziceți, dar presupun că de mâine s-a apucat cineva să facă cea mai modernă investiție pentru a crea furnizarea de energie termică, eu cred că mai devreme de 2 sau 3 ani de zile nu termină. Deci, problema asta o vom avea în mod categoric în sezonul de iarnă 2021-2022 și după. Așa că, haideți să ne facem treaba. Problemele legate de ce a spus, repet, ultima observație, mi se par absolut corecte dacă doriți să modificăm, dar vă pot garanta că atâta vreme cât conduc administrația locală, niciun fel de modificare a statutului se va face decât cu un HCL în spate și am făcut proba în acest sens. Asta este opinia mea, evident dumneavoastră urmează să apreciați. Și foarte mult din ce a spus este absolut corect și este și îngrijorarea pe care mă manifest public în încercarea ca la un moment dat să desțelenim lucrurile, pentru că mă interesează ca în 2022, în 1 mai, să avem furnizare de căldură la Ploiești, pentru Ploiești. Dacă nu trebuie și un pic. Mulțumesc mult, domnul primar, domnul Botez. Mulțumesc mult, domnul președinte. Domnul primar, noi tot alegem de niște ani și culegem. Situația, dacă e să vă uitați retrospectiv, este aceeași din anul 2015-2016, nu s-a întâmplat nimic. Ăsta ar fi un prim pas de făcut. Și la un moment dat, predecesorul dumneavoastră rostea niște vorbe, nu le-a verificat nimeni niciodată, inclusiv sub posibilitatea accesării unor fonduri europene pentru modernizare, dacă am fi constituiți într-un ADI.
Vreau să vă întreb dacă aveți știință despre această posibilitate sau dacă există măcar o discuție într-un viitor apropiat privind această chestiune, întrucât, cu regret trebuie să spun, știind și eu ca și dumneavoastră situația bugetului nostru și cheltuielile care însemnă o modernizare a întregii instalații care e mai bătrână probabil decât fiecare dintre noi de aici, vreau să vă întreb dacă s-a discutat această chestiune sau măcar se are în vedere ca o posibilitate, dar una realizabilă. Mulțumesc, domnule. Sigur, domnul consilier, lucrurile sunt absolut corect prezentate noastră. Da, există posibilitatea asta, există o discuție în acest sens. Dar care, atenție, nu ne ferește de primii 2 sau 3 ani de zile, pentru că a accesa fondurile europene, a lua, a ține proceduri de achiziție, a încheia cu un contract și a implementa modernizările respective, înseamnă cel puțin 2 sau 3 ani de cel mai bun caz. Bun. 2. Abar n-am ce s-a discutat înainte, după părerea mea s-au discutat niște prostii pe care nu vreau să le comentez și bine că nu le comentez. 3. Deciziile vis-a-vis de modul în care intrăm în orice fel de procedură de a finanța pe fonduri europene aceste investiții, ce se întâmplă cu ele, în cât timp sunt implementate, cine ține procedura de achiziții, vor fi luate numai în fața Consiliului Local, iar cei care vor merge acolo, incluzându-mă, vor avea în spate numai o hotărâre a Consiliului Local, pe care dumneavoastră o veți adopta sau nu. Și atunci, sigur, știm pas cu pas ce avem de făcut. Sigur, clar, nu avem cum să susținem financiar investiții acolo. Bun, pe de altă parte și mergând pe varianta concesiunii, este clar că vom impune ca aceste investiții să fie implementate de cel care câștigă licitația, dar și aceste investiții vor fi făcute în timp. Deci, dacă vreți, mi-e frică foarte mult de sezonul de iarnă 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, pentru că fie că investițiile provin din fonduri europene nerambursabile, fie că provin din investitor, cel care vine câștigă contractul de concesiune, mă îndoiesc că pot fi implementate așa de repede. Asta este, dacă vreți, teama mea cea mai mare. Mulțumesc, domnul primar. Mai sunt discuții la acest proiect? O întrebare, dacă se poate, ce spune și domnul Nemes, legat de modificarea statutului. În cazul nefavorabil în care cei 4 din cei 7 din Consiliul Județean ne-ar dori să schimbe statutul, chiar dacă dumneavoastră sau Consiliul Local în general s-ar opune unor modificări, n-ar putea practic să modifice și să se prezinte niște condiții nefavorabile față de noi, pe din Plăiești? Categoric da, dar în același timp vă spun foarte clar, dacă începem să putem o dezbatere în sensul ăsta Consiliul Județean, mi-e teamă că ne prinde septembrie și noi avem alte obligații. Eu vorbesc în dreptul meu și în fața Consiliului Local, propunerea mea este foarte clară și obligația, da? Ca în contextul în care se modifică, se solicită prin alta modificarea statutului, decizia pe care și votul pe care merg cei 3, cei 2, cei 5, cât vor fi prezenți, dacă depinde, poate la un moment dat nu o să fie prezenți, va fi doar cu un HCL în spate. Ce face Consiliul Județean este o chestiune care categoric nu ține de noi. Urmează să apreciați. Mie mi-e tare teamă și este motivul pentru care foarte rapid. Spunea domnul Nemes corect. Și anume că poate trebuia dezbătut mai mult. Nu îmi permit luxul și cred că nu ne permitem luxul să stăm în probleme de procedură, unele corect puse, de exemplu ceea ce a spus noastră, și să eventual să împiedicăm sau să întârziem timpul în care niște proceduri de achiziții, niște studii să se desfășoare. Pentru că mi-e foarte frică. Este una din cele mai mari probleme pe care le are Ploiești în momentul ăsta și niciodată nu o să-mi permit ca executiv să pun Ploiești în situația în care a fost în 2019, când s-a mințit. Cu toții știam că nu existau trei variante de lucru, ci una singură, prelungirea contractului. Restul era cam cald. Eu nu o să pun niciodată nici executivul, nici Consiliul Local și nu o să niciodată Ploiești pe tema asta. Deci, cu cât mai repede văzând, reglând tipul ăla, lumea nu ne împiedică ca acest statut sau ca această hotărâre să modificăm și implicit să modificăm și statutul, dar haideți odată să dăm drumul la treabă. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, mai sunt discuții. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva?
18 voturi pentru domnul Nemes. Vă mulțumesc frumos, proiectul a trecut. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind atribuirea prin licitație publică a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a municipiului Ploiești în baza unui contract de licență exclusivă cu titlul oneros. Da, nu vă vede. Mulțumesc. Deci, am văzut astăzi la Comisia 7 acest proiect, din punctul meu de vedere, este perfectibil. Am formulat o notă de obiecțiuni pe care am anexat-o doamna secretară acolo și vă rog să o aveți în vedere și o necesită. Având în vedere faptul că s-a discutat că în principiu acest proiect să fie prorogat, în situația în care se va dispune prorogat, nu o voi susține la acest moment, dar am respectat să rugăminte ca într-o discuție ulterioară, dacă se repune pe rol sau la vot acest proiect, să se aibă în vedere ceea ce am susținut eu acolo. Mulțumesc! Vă rog! Domnul consilier, ideea e în felul următor. Tot ceea ce dumneavoastră a spus poate fi susținut prin amendamente. Orice amendament poate fi susținut de către un consilier local. Eu aș merge pe această discuție, după care, evident, cu formula de proiect de hotărâre modificată, să se dispună sau nu prorogarea. Pentru că a mai întârzia lucrul ăsta și logic, astăzi probabil se va proroga, nu știu, dumneavoastră decideți. Se prorogă. În termenul următor sau în următoarea ședință de consiliu local se discută lucrul ăsta, în care începe să discutăm niște lucruri și poate că sunt niște date pe care trebuie să ni le luăm și poate că punctele dumneavoastră de vedere care sunt formulate prin amendamente și pot fi susținute prin amendamente sunt corecte. Și atunci mai întârziem o tură. Eu vă spun doar atât. Suntem destul de întârziați cu ceea ce înseamnă a susține petrolul, mă rog, ori a scoate la licitație, ori formula discutată de asociere. Așa că, din punctul meu de vedere, dumneavoastră, urmează să apreciați că nu vă trebuie nici nu decid eu. Dacă aveți amendamente de făcut, eu aș sugera să le faceți, să discutați, să se găsească o formulă finală a proiectului, după care să decideți dacă se supune la vot sau dacă îl prorogați. Da, mulțumesc. Dacă îmi permiteți 20 de secunde în replică. Sunt de acord perfect cu poziția dumneavoastră, nu este niciun fel de problemă. Dar, unul, ca să precizăm, să rămână pe celului, cum se spune înainte. Faptul că s-a ajuns astăzi aici cu acest proiect nu are nicio legătură cu persoana mea, întrucât vineri am fost sesizat cu existența lui. Asta e una la mână, prin mail. Bun. Numărul 2. Am văzut, dacă vreți, colegial, în raport și cu executivul și cu inițiatorii și am arătat că sunt anumite probleme, da? Această chestiune am făcut-o și nu vreau să denaturez ceea ce distinșii mei colegi care au inițiat acest proiect au gândit, da? Am spus doar că am făcut niște note privind niște imperfecțiuni ale acestui proiect și să se țină cont de ele. Eu amendamente nu fac. Mulțumesc! Deci nu faceți amendamente, da? Domnul consilier Marcu? Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să solicit prorogarea, să propun prorogarea acestui proiect. Și având în vedere situația de intenție a societății și doi și pe rolul și de și doi și toate discuțiile care au avut loc în momentul să le urmărim. Mulțumesc. Să pun la vot propunerea de prorogare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci proiectul numărul 3 a fost prorogat. Vă mulțumesc! Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa numărul 2 a hotărârii Consiliului Local 161 pe 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru 2022-2023 de la SGU Ploiești. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, acest proiect a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a 10 posturi din cadrul primăriei municipiului Ploiești. Discuții. Supun la vot. Sunt discuții?
Da, aș vrea să completăm proiectul de hotărâre, o completare la raportul de specialitate. Am transmis textul și am rugămintea să-l afișeze. Deci e vorba de niște modificări care sunt să astăzi am primit o informare de la doamna Angelescu, așa, privind existența unor erori în textul inițial, da? Și fiind informați, am luat în dezbatere și am avizat proiectul în forma finală pe care îl aveți în rost, care... da? Drept pentru care, în aceste condiții, mă rog să-mi permite să-mi însușesc eu aceste modificări drept amendamente, da? Cu rugămintea să le supuneți la vot, ca să putem să știm mai mult. Da, mulțumesc și domnul Nemes. Și eu vă mulțumesc, domnul. Deci, domnul Nemes, lăsăm amendamentele făcute de domnul Botez mai... Da, 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 e în regulă. E în regulă. Trebuie toate o corectare de erori în acest lucru. Apare cu roșu aici. Rămân în această formă, doriți să le susțineți? Nu. Considerăm amendamente tot ce este cu roșu în acest moment. Da. Supunem la vot amendamentul domnului consilier Botez. Cine este pentru? Eu nu particip la vot. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Acest amendament a trecut cu 18 și o neparticipare la vot. Supun la vot întregul proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 18 cu neparticipare la vot, domnul Paraș. Și acest proiect a trecut. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate. Discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate și acest proiect a trecut. Mulțumesc. Proiectele suplimentare. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 al hotărârii numărul 189 din 26-5-2021 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind modificarea anexelor la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Casa de Culturile Caragiale, respectiv Spitalul de Pediatrie Ploiești. Discuții? Este vorba de contractul Casei de Cultură care a expirat contractul. Nu, despre ce e vorba la modificare? În ce constă modificarea? Luna trecută am dat către Casa de Cultură etajul unde a fost Direcția de Patrimoniu de la Hală. La două zile, contractul de administrare expirat, în care nu mai putea fi încheiat acel act de semnat. De asta, acum avem modificare, nu mai semnează domnul primar act adițional pentru acel sediu, va semna un contract de administrare cu el, cu acest nou sediu. Și același lucru și la spital? Sau la spital? Nu, la spital rămâne. La spital deci doar pentru că era un proiect comun. Da. Discuții? Mie cam îmi dă cu rest, dar mă rog. Doar să mă lămuriți, că știți că încerc să prind repede, adică... În corpul inițial al hotărârii, da? Se vorbea de un act adițional? Da. Bun. Și termicea primat, se vede act adițional. Excepțional. Acum,
contractul de administrare, care ați constatat dumneavoastră că ar trebui să înlocuiască acela, ăla a fost aprobat în ceva? Contractul de administrare inițial, da. Nu, ăsta care îl semnează acum. Nu e contract, chiar tradițional la contractul de administrare. Atunci nu mai înțeleg eu. Nu. Păi a spus adineaori că nu mai există un act adițional, întrucât la data la care s-a adoptat hotărârea, nu se mai putea încheia un act adițional, da? Primarul a fost împuternicit să semneze contractul de administrare. Da? Zic corect? Dar a trecut act adițional ăla. Acum nu împuternicit să semneze contractul. Nu. Ar trebui să vedem hotărârea. Bam, bam. Nu, e corect. E corect ce s-a întâmplat. Contractul de administrare expira a doua zi după ce a fost aprobată hotărârea. Da, așa. Și nu mai putea să-l mai semneze decât să facem... Nu putea să-l prelungească până la acest lucru. Să-l prelungească mai exact. Era necesar un nou contract, da? Bun. Acest nou contract pe care domnul primar îl semnează în numele municipalității, a fost aprobat sau acum doar nu putem încep să semneze un contract pe care noi nu l-am aprobat? Da? Nu, a fost aprobat. Da, a fost aprobat contractul. Era în vigoare în data de 26 când noi am... Ia uitați-vă, ia dați mai jos, ia dați mai sus, mai titlu. Privind modificarea anexelor la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Casa de Cultură. De la 26-5 exista un contract de administrare încheiat cu X și cu Y, da? Da. Bun. Și de ce nu s-a încheiat la condițional? Păi nu s-a încheiat că... Înțeleg că n-a fost viza de la prefectură, a fost distanța de o zi. Bine, care ok. Și am trecut de asta și am constatat că urmarea inexistenței vizei de la prefectură n-am avut împuternicire legală pentru a continua acele contracte. Corect? Da. Consecința numărul 1. La ora asta nu avem contract de administrare pentru Casa de Cultură și pentru ce mai acolo? Pentru Spitalul de Pediatrie, da? Nu, spitalul este în regulă. Mi-e rog, Casa de Cultură, da? Da. Așa. Și acum, dacă nu mai avem posibilitatea să semneze domnul primar un act adițional ca expirat ăla și nu pot să închei un act adițional facem după expirat, ce facem? Că ar trebui, în mod practic, să ne trageți cu ăsta și să veniți cu aprobarea unui nou contract și împuternicirea primarului pentru acest contract. Adică puneți-l cu la vechi, dar cu altă dată. Asta dacă am înțeles bine ceea ce mi-a spus. Dar este adițional la pediatrie, pentru că acolo n-am avut nicio problemă, și contract de administrare pentru Casa de Cultură. Bine, supuneți la urmă. Deci, v-ați spus. Și eu v-am întrebat dacă aprobăm un contract și mi-a spus că... Da. Ce contract de administrare între municipiu și Casa de Cultură și adiționalul pentru municipiu și Spitalul de Pediatrie. Da. Bine, hai. Mai sunt discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu mă abțin, doamnă, sunt alături pe pune și la bine și la eu sunt de acord, doamna președinte. Bolocan online. Bună ziua, domnul Bolocan. Bună ziua, mulțumesc. Deci a intrat în online și domnul consilier Bolocan. Cu 20 de voturi pentru, a trecut și acest proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, revizia 1 a Societății de Gospodărie Urbană. Discuții. Era o modificare de făcut. E online, vă stai cu... În ce contract? Domnul director, mai sunteți în sală? Da. În ce contract? Bună ziua, este rectificarea... Doamna Cercenoiu? Răspundeți, dar să puțin. Este vorba de rectificarea în cadrul bugetului la capitolul chirii pentru a putea închiria niște toalete ecologice să le punem în parcurile din municipiul Ploiești. Să vă dea Dumnezeu și mai cu țară. Mulțumim.
Mai sunt discuții? Domnule, dacă nu sunteți aici, în forma propusele dumneavoastră, cât aveți, 50.000 sau 60.000? Noi avem alocații pe 60.000. Sunt 50.000 fără TVA. Am 50.000 fără TVA. Da. Mai sunt discuții? Putem supune la vot? Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În online, domnul Borocan? Pentru. Mulțumim frumos. În unanimitate și acest proiect a trecut. Doamna președinte, atrag atenție conducerii de SGU, trebuie să lucreze neapărat la un proiect pentru modificarea contractului de reglare de gestiune și că n-au un obiect la președinte. Mulțumim frumos, domnul Pantie. Vă mulțumesc frumos pentru participare și ședința.